În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preiubiți și preacinstiți părinți, iubiți credincioși, în această duminică a treia după Rusalii, a cărei decernie am început-o în seara aceasta, și zi liturgică care am început-o în seara aceasta, face pomenirea despre o pericopă evanghelică care ne cheamă la împărăția lui Dumnezeu. Și anume spune acolo luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău va fi murdar, va fi bolnav, tot trupul va fi întunecat. Și apoi spune mai departe, priviți la păsările cerului, că nici nu seceră, nici nu adună în jidniță și totuși Dumnezeu are grijă de ele. Aceste versete din Evanghelia după Matei, care fac parte din Predica după Munte, sunt, am putea spune, esența vieții duhovnicești, esența mesajului evanghelic, pentru că Dumnezeu atât de mult ne iubește, încât și-a dat pe unicul Său Fiu pentru noi, l-a trimis pe pământ să ia trup de om, chip de om, și să trăiască aici, în această lume păcătoasă, între spinii păcatelor, viață sfântă, fără de păcat, și apoi să moară răstignit pe cruce, ca prin moarte, prin jertfa de pe cruce, să ne răscumpere, să ne răscumpere pe noi din mâinile celui rău, care a înșelat pe strămoșii noștri și înșală fiecare generație de oameni, ducându-i apoi prin acul dulce al păcatului, adică prin această plăcere a păcatului, la suferințele vremelnice și veșnice. Și Dumnezeu, fiindcă ne iubește atât de mult, El nu vrea să suferim. El vrea ca noi să fim fericiți, să fim bucuroși, să trăim veșnic împreună cu El, să trăim veșnic în comuniune cu El, în comuniunea bucuriei cerești, pentru că numai la Dumnezeu este adevărata viață. În afara lui Dumnezeu nu există viață și în afara lui Dumnezeu nu există fericire. Și atunci Dumnezeu vrea atât de mult ca toate făpturile Lui pe care le-a creat să fie fericite și El începe prin diferite moduri să se apropie de noi. Chemările acestea, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați, și oarecare nu suntem osteniți și împovărați de grijile, de durerile lumii, de păcatele lumii, de suferințele lumii, și eu vă voi odihni pe voi. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga vouă. Adică Dumnezeu nu vrea ca noi să suferim, să ne lipim prea mult de lucrurile lumii acestea, să ne lipim cu sufletul care este nemuritor, mai depres ca toată lumea, care este făcut pentru Dumnezeu și numai pentru Dumnezeu, făcut să se bucure veșnic, să îl încărcăm cu greutățile lumii acestea și să trăim o viață dintr-o perspectivă doar materialistă, o viață care are un scop și o finalitate doar terestră. Spunea preasfințitul nostru Gurie de vrednică pomenire, pomenirea de astăzi a uitat că mai există și Dumnezeu care poartă de grijă. Adică noi trebuie să facem ce depinde de noi, dar Dumnezeu poartă de grijă, nu trebuie să fim noi robii acestor trei cuvinte, ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca. Toată stăruința lumii de astăzi de a împlini aceste trei deziderate sunt de fapt un concept și o implementare a vieții păgâne în rândul creștinilor, în special a început partea apuseană printr-o uitare de Dumnezeu, o negligență a lui Dumnezeu, să trăiască doar pentru ei și spunând eu fac, eu dreg. Și atunci omul nu mai are încredere în Dumnezeu. Ori omul credincios, omul care trăiește cu conștiința lui Dumnezeu, știe că el trebuie să facă ce are de făcut,
dar este tot timpul vesel, bucuros, fericit, pentru că el știe că Dumnezeu poartă de grijă, că un Tată Ceresc este Cel care poartă de grijă. Mi-aminteam zilele trecute niște lucruri care se petreceau la noi în sat, când eram copii, acum peste 50 de ani. Și cum, într-o lume simplă relativ, pentru că acolo satul era de țărani, majoritatea, dar care știam de copii că Dumnezeu vede tot. Eram copii, poate nici nu umblam la școală și dacă orice lucru făcea, celălalt spunea, te vede Dumnezeu, vezi că te vede Dumnezeu, te aude Dumnezeu, știe Dumnezeu. Și totul se făcea cumva în prezența lui Dumnezeu. Toată viața se trăia în prezența lui Dumnezeu. Și primăvara era o rugăciune când începea curățatul grădinii, a câmpurilor, după aceea când ieșeam la plug. Și tot era dependent de Dumnezeu și auzeam pe părinți, nu eram mici. Nu se ruga că dacă Dumnezeu dă să crească grâul, să crească porumbul, atunci e un an binecuvântat de Dumnezeu și noi trăim și avem ce trebuie. Dar tot era prin Dumnezeu. Mai apoi, când se ieșea prima dată la coasă, la seceră, se făcea rugăciune. Și tot ciclul acesta a omului creștin este în legătură cu Dumnezeu. Nu are nicio secundă, nu face nimic fără să fie sub protecția lui Dumnezeu. Și atunci, sigur că Dumnezeu dă bogăție și dacă Dumnezeu dă bogăție, El știe că are și poate să dea și la altul, adică nu se gândește că are o bogăție și acum cum să facă afaceri și numai la satisfacerea egoismului personal, ci se gândește cum să-l ajute pe celălalt. Și era obiceiul acesta la țară, încă moștenit când eram noi copii, că munceam acolo toți pe câmp și dacă cineva termina mai devreme, nu mergea acasă, mergea și l-ajuta pe vecinul sau pe celălalt, până își termina și el. Și pe cei bătrâni singuri sau femei singure, îi ajutam toți, se făcea așa zisa clacă. Și era dorința aceasta de a sprijini, de a fi în comuniune. Și vedeți, lucrul acesta dovedește că avea prioritate credința. Nu știam noi poate atunci, dar toate acestea se făceau pentru că întâi se punea Dumnezeu. Se gândea Dumnezeu, ne vede Dumnezeu, știe Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, celelalte se adaugă vouă. Pentru că dacă trăiești doar cu mentalitatea aceasta omenească, că o să fac atâtea și o să... Deci, iată, cu toată îmbunătățirea asta tehnologiei și a tehnicii ultramoderne, totuși viața nu e mai fericită. La nivel național, european, oamenii nu sunt mai fericiți, vedeți? Toată avansarea aceasta și progresul acesta tehnologic nu ne-a făcut mai fericiți. Pentru că se vede că sufletul se pierde în lucrurile acestea care nu-l hrănesc, nu-l adapă, nu-l fac fericit, nu-l fac bucuros. Și atunci noi trebuie să vedem, de fapt, care e esența vieții, ce trebuie să căutăm mai întâi. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu, celelalte se vor adăuga vouă. Și era alaltă ieri, de fapt, Evanghelia aceasta la icoana Maicii Domnului Prodromița de la Sfântul Munte Athos, în care Mântuitorul Iisus Hristos spune Maria partea cea bună și-a ales. Nu că Marta n-a făcut și-a lucru bun, ea a pregătit hramul, a pregătit masa, a pregătit tot, e lucru foarte bun. Dar iată că ceea ce rămâne este acea stare sufletească care o dobândești venind la Sfintele Slujbe. Vin la Sfintele Slujbe și dobândești o pace, o liniște, o bucurie care este în Sfintele Slujbe. Aparent, din punct de vedere practic, pragmatic, economic, statul la slujbe nu are niciun rost. Nu aduce venit material, să zicem, dacă judecăm imediat. Dar aduce acea pace, acea liniște fără de care nu putem să trăim. Și face ca toate celelalte lucruri să le domândim ușor. Dacă vii dimineața 10-20 de minute la slujbă, înainte de a merge la serviciu, o să vezi că tot serviciu, toate cele 8 ore sau 10 cât lucrezi, e o stare de liniște, de pace, de bucurie,
și parcă totul merge cu harul lui Dumnezeu. Pentru că noi lucrăm cu harul lui Dumnezeu și conlucrăm cu Dumnezeu. Noi nu trăim singuri. Am văzut acum și aici mulți oameni care vin dimineața la biserică, 10-20 de minute, întotdeauna. Stau la slujbă, puțin la utrenie și vedeam mai mult la Cluj, acum 15 ani, la catedrală în Cluj, oameni, era domnul Costin, Dumnezeu să-l ierte, șeful la finanță, domnul Florea, era șef la garda financiară, mai șef la curtea de apel, domnul Danil, era procuror șef de pe Cluj, oameni cu răspundere. Deci nu pleca niciodată la serviciu fără 20 de minute de slujbă. Și îmi spunea domnul Danil, cândva într-o discuție, zice, părinte, dacă stau 20 de minute la slujbă, altfel abordez problemele, totul, că simți Duhul lui Dumnezeu. Ei, și vedeți că partea aceasta duhovnicească rămâne în suflet, trebuie să o căutăm. Și Maria, partea cea bună, s-a ales. Vedeți, Mântuitor, atunci când femeia din popor strigă la pilda aceea, la faptul că a fericit-o pe Maria, nu pe Marta, adică pune în valoare viața duhovnicească, atunci o femeie din popor strigă și îl fericește pe Mântuitorul, îl felicită. Și spune, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai supt. Și Mântuitorul zice, așa este, și apoi aplică un corectiv. Dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Prin aceasta ce face, de fapt? Unii cu înțelegere mioapă, o înțelegere scurtă, au impresia că el, de fapt, nu o fericește pe preacurata sa maică. Ori tocmai din contră, Maria, partea cea bună, și-a ales. Prin excelență, Maria e cea care se roagă neîncetat. Maica Domnului este singura ființă din lume, o prima ființă și singura, care a ajuns la stare de rugăciune absolută, la rugăciunea neîncetată. Îi se spune rugăciune întrupată, urzitoare de nesfârșită rugăciune. Ea de la 3 ani a stat în biserică, în templu, și s-a rugat neîncetat, în altar, neîncetat. S-a făcut culcuș în Sfântul Altar, unde nu intra decât Marele Arhiereu o dată pe an. Deja, și ca să arate înălțimea la care trebuie noi să ajungem și la care a fost Maica Domnului, Mântuitorul spune, da, așa este, dar fericiți care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Adică nu s-o iubiți pe Maica Domnului, vrea să le spună, ca și mama mea, că m-a hrănit și m-a alăptat și m-a purtat în pântece și așa mai departe, ci s-o iubiți pe Maica Domnului ca și cea din tâi credincioasă a bisericii, ca și cea mai ascultătoare, cea mai rugătoare, cea mai bună, cea mai harnică, cea care e prima la slujbe. De asta a iubit-o Dumnezeu mai mult pe Maica Domnului. Că ea deși a fost în templu și spune că nici o fată n-a trecut-o vreodată pe Maica Domnului în templu cei 12 ani, la broderie, la brodat, la cusut, la făcut curățenie, la tot ce era în biserică, era cea mai harnică, cea mai sprintenă. Chiar și atunci când a venit arhanghelul la Nazaret, ea țesea, broda o dveră, o perdea de la Sfântul Altar, care era mare la templu din Ierusalim, o brodau 4-5 fecioare și ea a brodat-o singură, era cea mai vrednică, cea mai... Dar nu despre asta se spune, ci se spune că nu asta e important, ci că ea se ruga neîncetat și că ea a ajuns să se ridice mai presus de heruvim și serafim până la Dumnezeu. Vedeți? Ce lucru important! Și Maica Domnului este, aș putea zice, exemplu absolut a ceea ce propune Mântuitorul, adică credinciosul care să caute împărăția lui Dumnezeu, dreptatea lui, adică să se sfințească, și apoi celelalte îi se adaugă. Spuneți dacă i-a lipsit ceva vreodată Maicii Domnului. Ea și muncea, dar nu era cu gândul la muncă aceasta trecătoare, ci cu gândul era la Dumnezeu. Cum spun Sfinții Părinți, mâinile la muncă, mintea la Dumnezeu. Și faptul că s-a rugat în altar și s-a dedicat atât de mult vieții spirituale, ce a făcut Dumnezeu? Îi trimitea mană din cer, o hrănea cu mană din cer, îngeri. Și spune, eu te-aș hrăni cu mană din cer dacă tu te-ai dedica mie, zice Dumnezeu. Dacă tu te-ai dedica rugăciune și ai trăi o viață cum îmi place mie, eu te-aș hrăni cu mană din cer. N-ar trebui să te spetești atât ca să muncești, ca să mănânci nu știu câte feluri de mâncare, ceea ce cauți tu.
Deci iată, vedeți, lucrul la care ne cheamă Dumnezeu. Deci să avem acest lucru. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, sfințenia lui. Și celelalte se vor adăuga vouă. Dacă avem priorități, avem o ierarhie în gândirea și în trăirea noastră, atunci viața merge frumos, liniștit, lin spre împărăția lui Dumnezeu și spre viața fără de sfârșit. Și ca și model al acestui tip de viață, să o avem pe Preacurata Maica Domnului, pe Preacurata Maica Sfântă, care partea cea bună și-a ales și care nu se va lua de la ea. Dacă mama noastră merge pe această cale atât de frumos, noi, fiii ei, fiii lacrimilor ei, păziți de Tatăl Ceresc, de Sfinții Îngeri și de toți Sfinții, nu putem să mergem decât pe această cale. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciune Preacurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Amin.